Informație de ultimă oră, cadavrele a trei persoane, doi bărbați și o femeie, au fost descoperite într-o locuință din centrul capitalei. Din primele informații, ar fi vorba despre o triplă crimă. Cristina Fidi vine cu toate informațiile. Cristina, bună seara! Pe ce piste merg acum anchetatorii? Bună seara, Nadina. Trebuie să vă spun în primul rând că vorbim despre trei cadavre, o mamă și doi copii ai acesteia care au fost găsiți decedați într-un apartament din blocul din spatele meu. Apelul la 112 a venit în urmă cu scurt timp. Un alt copil al femeii, un al treilea copil, este cel care a și sunat după ajutor. În momentul în care și-a dat seama că nu mai reușește să ia legătura cu mama, respectiv frații, zona a fost împânzită de criminaliști, de polițiști care caută probe, fac cercetări la fața locului. Ce știm până acum pe surse este că unul dintre suspecți este la audieri în momentul de față, la secția 8 de poliție. Ar fi vorba despre unul dintre copiii femeii găsite decedate. Rămâne de văzut dacă vorbim despre cel care a sunat la 112 sau despre un al patrulea copil al femeii. Crima a avut loc în cartierul Obor din capitală. Noi rămânem aici și revenim cu informații ceva mai târziu. Nadina. Mulțumesc foarte mult, Cristina! Afli oriunde-i fi, în timp real, observator. Noi ne vedem la ora 19 live pe Antena 1 și Antena Play.